Bună și bine ai revenit la un nou meniu de mămică. Este vorba despre colaborarea pe care o am cu prietena mea Mila Adina Roxana. Nu uitați să mergeți și pe canalul ei să vedeți ce meniu a propus și ea. Eu în dimineața aceasta am pregătit pentru micul dejun pur și simplu un bol cu iaurt grecesc și peste care am adăugat granola, adică cerealele acelea muesli sau fulgi de ovăz amestecat cu diverse nuci, cu miere și băgate la cuptor. Am o rețetă și pe canalul meu, dacă vreți să o urmăriți, vă las un link mai sus. Și am pus și un pic de miere pe deasupra. Ca și gustare am servit niște mandarine, erau foarte bune, erau reci, tocmai fusesem în piață. Duminică la noi se organizează piață și mergem aproape de fiecare dată. Dacă nu plouă foarte tare, atunci mergem. Lucas! Hai, mami! Hai! Lucas, hai vino aici, mami! Hai, Lucas, vino aici! Hai aici, hai aici, mami! După care, soacra mea, pentru că este un videoclip filmat pe când soacra mea încă era la noi, soacra mea s-a gândit să ne facă niște plăcinte și aici îl vedeți pe Lucas, care bineînțeles stătea în picioarele ei, așa face de fiecare dată când cineva este ocupat, vrea să facă mâncare sau are ceva de făcut, atunci trebuie să fie și el prezent și de asta am filmat special ca să arăt cum stătea în picioarele ei, după care l-am luat în brațe, bineînțeles, ca ea să poată să pregătească în continuare. Și acestea sunt plăcintele pe care le face ea ca în Maramureș. Cred că sunt un fel de langoș, așa se numeau în zona în care am copilorit eu, în Banat. Cred că sunt un fel de langoș, tot un fel de turte din acestea, umplute cu brânză. După cum ați văzut, soacra mea a pus în mijloc multă brânză. Este o brânză pe care au făcut-o ei, socrii mei au făcut-o acasă, din lapte de vacă, tot așa, totul natural, bio. Și apoi vedeți că a închis turta aceea și după ce a întins-o bine, a pus-o la prăjit. Sunt curioasă cum se numesc în zona voastră aceste plăcinte. Dacă se numesc langoș sau turte sau plăcinte, ca în Maramureș sau un alt fel. Eu am mai mâncat și în Germania, când am fost la cumnații mei. La fel, se prăjeau în ulei, după care se punea pe deasupra, cred că smântână și cașcaval ras. Deci se poate face și în mai multe feluri, se poate face și dulce sau sărat. Varianta aceasta era sărată, cu brânză sărată în interior și am consumat aceste plăcinte practic la prânz. Dar au fost delicioase, mai ales când le faci proaspete, atunci sunt foarte, foarte bune. Însă noi am păstrat din ele pentru că au mai rămas și am mâncat și ziua următoare sau chiar și peste 2 zile, dacă nu mă înșel, le-am băgat în air fryer și s-au făcut foarte bune. Deci s-au păstrat așa crocante și gustoase. E bun? Cine a făcut? Mica. Mai târziu, pentru că mai era brânză rămasă,
Soacra mea s-a gândit să ne facă și mămăligă în straturi, adică a prăjit niște slănină și a pus un strat de mămăligă, apoi din slănina aceea prăjită, cred, și brânză, brânză care s-a topit, bineînțeles, între straturile de mămăligă fierbinte. În orice caz, a fost foarte gustoasă, iar apoi am avut poftă de ceva dulce și tot soacra mea ne-a făcut niște clătite. Clătite pe care apoi le-am servit cu Nutella. Iar pentru cină am pregătit eu la cuptor un chiș. Varianta asta a fost cu broccoli, cu brânză de capră. Am avut și un fel de cârnat afumat pe care l-am tăiat în feliuțe și l-am pus acolo. Și bineînțeles pe deasupra am pus niște parmezan ras. Cam asta a fost tot, asta a fost și cina. Eu îți mulțumesc din suflet de vizionare. Îți spun ca de fiecare dată, nu uita că viața e frumoasă așa ca tine și bineînțeles nu uita să mergi și pe canalul la Dinei să vezi meniul ei. Pupici, pa!